Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Transilvania Culturală aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi o avem ca invitată pe criticul literar și profesorul Imelda Chința, redactor asociat la revista de cultură Caiete Silvane. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. La emisiunea precedentă am avut ca invitată pe colega dumneavoastră de redacție la revista Caiete Silvane, care împlinea chiar în acea zi vârsta de 40 de ani. Astăzi vă invităm pe dumneavoastră, care mâine împliniți vârsta de 40 de ani. La mulți ani și cu această ocazie sau și în acest cadru. Și sub acest imperiu, să spunem, al vârstei de 40 de ani, vă invit la o discuție, la o dezbatere despre cultură, despre cultura locală, despre cum vă simțiți dumneavoastră și la 40 de ani și aici în Zalău. Mulțumesc, da, mâine împlinesc vârsta de 40 de ani, încerc să mă acomodez, să mă familiarizez. În Zalău mă simt confortabil. Nu sunt născut aici, sunt născut în Brașov, am migrat aici, mama este din zonă, dar mă simt bine în acest oraș. Sigur, cred că mult mai mult mi-ar plăcea într-un oraș un pic mai mare, datorită probabil oportunităților culturale pe care consider că le-aș avea, atât pentru mine cât și pentru copilul meu. Dar mă mulțumesc cu ce am deocamdată și consider că e un oraș liniștit care mi oferă confortul necesar deocamdată. Un oraș liniștit și de multe ori absent. Absent, prezent totuși, din punct de vedere cultural, eu zic că a suferit o îmbunătățire de-a lungul timpului și de ceva vreme încoace, cel puțin de 10 ani, eu cred că e destul de activ. Nu putem să zicem că nu se întâmplă lucruri în orașul acesta și odată, datorită dumneavoastră, sigur, și a Centrului de Cultură și Artă, care se străduiește și face eforturi disperate să-l resusciteze în sensul acesta, dar mai sunt și evenimente, chiar dacă izolate, dar mai există evenimente culturale. Nici cred că marile orașe nu se bucură de foarte multă audiență în ceea ce privește aceste evenimente, pentru că cred că viața agitată dintr-un oraș mare nu-ți mai permite atât de mult să fii atât de prezent la un anume eveniment. Eu zic că lucrurile se mișcă bine în orașul nostru și nu ne putem plânge. Ne putem plânge dacă nu vrem să vedem ceea ce se întâmplă aici, da, atunci avem motive să reproșăm, dar atâta vreme cât, cel puțin o dată pe lună, avem întâlniri cu un scriitor, ne bucurăm de prezențe din alte orașe și numai importante ale culturii române și ale peisajului actual. Dacă mai vin și piese de teatru odată la un interval, cred că totuși este activ. Nu putem să ne plângem chiar așa, că nu avem un teatru, da, e adevărat, dar vin teatre înspre noi și acest lucru e de apreciat. Sunteți profesoară la Colegiul Național Silvania, limba și literatura română, cum vă descurcați, reușiți să faceți față sau reușiți să facă față elevii și cerințelor de astăzi? Da, Colegiul Național Silvania a fost visul meu. Am terminat ca elev acolo și mi-am dorit foarte mult să ajung dascăl acolo. S-a întâmplat și s-a întâmplat repede după momentul finalizării studiilor. În doar un an am de pionierat, l-am făcut la liceu de chimie, după aceea am ajuns la Colegiul Silvania, sigur, în calitate de profesor titular abia în 2009, mai târziu puțin. Dar perioada aceea de tranziție a fost foarte bună pentru că m-am așezat un pic și am căpătat oarecare experiență fără de care nu prea poți să faci față în Colegiul Silvania. Adică nivelul este destul de ridicat, pretențiile elevilor sunt deopotrivă și ale cadrelor didactice și atunci îți trebuie oarecare experiență, un anume rodaj ca să te descurci în Colegiul Silvania. Te provoacă elevii în permanență și atunci trebuie să fii pregătit și la un anume nivel.
Iar elevii, din punctul meu de vedere, nu ne putem plânge, pentru că avem niște elevi foarte buni, sunt selectați totuși și ajung aici cu un anume nivel și un bagaj de cunoștințe. Sigur că mai există și anumite excepții, ca peste tot, dar nu, din punct de vedere al nivelului la care lucrăm și al disciplinei, nu avem ce să ne, nici să ne reproșăm, dar nici să reproșăm copiilor. Eu zic că e un climat extraordinar din acest punct de vedere. Limba română, o verigă, o componentă esențială a culturii. Cum îi simțiți pe tine? E atașați de această componentă? Sau? Da și nu. Acum, părerile sunt împărțite. Avem tendința, sau cel puțin așa resimt, că îi împovărăm un pic pe ei și toată vina o aruncăm asupra lor. Undeva vina ne aparține și nouă. Ei nu sunt atât de vinovați pentru că încă din gimnaziu am sentimentul unei sufocări. Și în momentul când încerci să sufoci pe cineva sau să îi ostentativ să îi induci o stare anume, sigur că nu reușești decât să obții altceva decât ce ți-ai propus. Dacă un pic am gândit altfel literatura română și limba română, probabil să nu fie o sabie a lui Damocles care atârnă deasupra capului unui elev, vine admiterea și atunci trebuie să fii pregătit, atunci probabil că lucrurile astea altfel. Sigur, dacă abordăm într-o altă manieră literatura, putem să-i atragem. Faptul că nu sunt obișnuiți să citească, tot auzim vehiculându-se acest aspect, e și oarecum firesc. Dacă tot ne raportăm la generația noastră sau alte generații dinaintea noastră, sigur vom avea în permanență dezamăgiri. Realitățile s-au schimbat și atunci trebuie să se schimbe și mentalitatea noastră sau cel puțin noi să ne adaptăm mentalității lor. Au alte preocupări acum care sigur primează, au și alte, nu știu dacă, sigur pseudomodele, dar acestea sunt popularizate. Copiii aceștia, să fim serioși, câte mai sunt emisiunile culturale care se realizează la posturile de televiziune pe care, sigur, ei le urmăresc și la care ei au acces, sunt foarte puține emisiuni culturale. Câte modele realmente mai aducem în prim plan? Un pic modelele au rămas în urmă. Promovăm pseudo-modele și atunci nu putem să avem alte așteptări decât cele pe care ni le oferă media sau pentru că ei sunt foarte apropiați de acest domeniu. Câtă lume mai vorbește despre, spre exemplu, efortul adolescentului Mircea Eliade de a-și reduce numărul orelor de somn, ajungând la 4-5 ore de somn pe noapte, în rest tot timpul să îl aloce lecturii, da? Și dezvoltării personale. Nu se mai întâmplă asemenea lucruri sau nu mai sunt promovate asemenea modele. Și atunci ne plângem în permanență, avem așa o vocație de a ne plânge nouă de milă pentru că generația actuală nu mai e așa cum ne-am dorit noi să fie. Nu, ei sunt oamenii timpului lor, noi trebuie să ne adaptăm, să venim un pic, dar cred că vorbim în zadar cu o altă perspectivă, cu o altă abordare chiar a literaturii române. Elevii trebuie să știe că acești scriitori există, să simtă și scriitorii actuali. Ei nu mai au o cultură a ceea ce se scrie acum. Manualele școlare sunt așa gândite, în așa manieră, încât sigur se studiază cumva literatura devenită clasică a literaturii române. Da? Însă, vedem că sunt valuri de scriitori, foarte puțini scriitori de la generația 80 încoace mai ocupă paginile manualelor. Iar, sigur, copiii nu înțeleg, nu se mai raportează la realitatea secolului 19, respectiv 20, și sau început de secol 20, și fie să fie așa. Și atunci, dacă puțin s-ar aborda dintr-o altă perspectivă,
programa școlară ar include alte texte literare sau să insereze printre cele care deja sunt atât de citite, discutate, și autori contemporani, probabil perspectiva ar fi cu totul alta. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Transilvania Culturală, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan și revista Caiet de Silvane, astăzi cu criticul literar și profesorul Imelda Chința. Critic literar din mers. Da. Format, probabil că mult spus, par așa un termeni sensibil. Scrisul meu s-a format în paginile revistei Caiet de Silvane. Este o certitudine și nu pentru a măguli pe nimeni. Eu am intrat în 2005 timid în paginile revistei pentru că atunci, practic, a fost momentul în care am aflat despre viața culturală din Zalău, respectiv Sălaj, și Caiet de Silvane. Timid și de-a lungul timpului, într-adevăr, sigur, a fost o cercetare la mijloc care m-a determinat să recurg la scrie mai mult și la citi mai mult. Scrisul se formează în timp, opiniile se formează în timp, perspectiva critică de asemenea în timp, și încă sunt într-un permanent exercițiu, încă nu am ajuns acolo unde ar fi trebuit să ajung. Dar există timp pentru toate și încet, încet, fără mari pretenții, fără o anume exagerare a lucrurilor, eu cred că încet, încet fiecare are ceva de spus, fiecare are locul lui, și atunci undeva mi-am găsit un loc confortabil deocamdată, de unde, sigur, ne dezvoltăm, că până la urmă asta e scopul, să ne dezvoltăm în continuare. Dar pionieratul acesta la Caiet de Silvane a fost esențial pentru mine, pentru că, așa cum în 2005 lucram la o teză de disertație, iar în 2006 am urmat studiile doctorale, care, sigur, era o condiție, era să și ai materiale publicate. Și atunci, în paginile revistei, așa cum am spus, mi-am exersat scrisul. Până unde am ajuns, e până unde mă aflu acum, și eu zic că e, cel puțin în ceea ce mă privește, e bine deocamdată. Scrieți în general despre cărți din contemporaneitate. Aveți probabil o perspectivă chiar parțială sau nu neapărat integrală a scenei literaturii române actuale. Cum s-a schimbat ea în ultimii 10 ani? Sau s-a schimbat, s-a modificat esențial? Eu zic că da. Cum am mai spus, sau modifica realitățile, se modifică și perspectiva scriitorului contemporan. Este o scriitură updatată, dacă îmi permiteți termenul, adică e undeva în concordanță cu realitatea pe care o trăim noi, și e firesc să fie așa, și atunci este o scriere autentică, definește întru totul și realitatea pe care o trăim și contextul pe care îl traversăm, dar și individul, fiind o scriere, sigur, atât proza cât și... Proza se scrie mai puțin, proza valoroasă, însă poezie se scrie multă poezie, însă, sigur, timpul va decide asupra calității fiecărui scriitor. Dar ceea ce citesc îmi face mare plăcere. De-a lungul timpului am devenit și selectivă. Dacă la început citeam cam tot ce se scria, acum am început să devin selectivă în ceea ce privește autorii pe care îi aleg și scriitura. Dacă văd că de la prima lectură nu funcționează lucrurile, atunci abandonez acea carte, probabil peste un timp să o reiau, dar dacă nu văd că aș putea să fac ceva din să scriu despre acea carte într-o manieră în care mie să-mi placă, sau nu am ce să spun, pentru că s-a mai întâmplat și așa să citesc o carte și să nu pot să scriu o pagină despre ea, pentru că nu avea mare lucru ce să observ acolo, atunci, din punctul meu de vedere, e clasată. Sigur, e un punct de vedere subiectiv, pentru că, până la urmă,
Nu am pretenția de a face o critică obiectivă, în niciun caz. E un punct de vedere subiectiv, nu l-am simțit eu pe autorul respectiv așa cum ar fi trebuit, probabil. N-am simțit că ar avea ceva să-mi comunice mie personal și atunci îl abandonez. Literatura s-a schimbat mult, da. Și e firesc să se schimbe. Mie personal îmi place ingeniozitatea scriitorului contemporan, îmi place că se reinventează mereu și dacă există undeva o schimbare în peisajul românesc, fie el social, politic, cultural, aici se mișcă lucrurile. Și aud tot felul de reacții că se scrie mult. Mie nu-mi pare că se scrie mult și nici nu mă deranjează acest lucru. Adică omul și-a găsit, după o perioadă de recluziune, mare perioadă de recluziune, omul acum are posibilitatea de a se exprima liber. Și o face într-o manieră elegantă, într-o manieră culturală, ceea ce știm, am avut o foame de cultură și este absolut firesc acum ceea ce se întâmplă în peisajul literar românesc, este nevoia omului de exprimare, nevoia omului contemporan de a-și striga, probabil, trăirea interioară, suferința interioară, de a se exterioriza într-o manieră în care n-a avut posibilitatea atâtea decenii să o facă. Și nu mă deranjează faptul că se scrie, adică de ce să avem alte preocupări decât să ieșim în față cu tot felul de alte aspecte care nu ne onorează neapărat. Eu zic că scrisul, ori de ce calitate ar fi el, e o manieră de exteriorizare, de exhibare a unor trăiri. Și nu cred că e lucru rău. Cât e artă, cât e valoare estetică, asta va decide timpul. Însă, faptul că se scrie, nu consider că e un aspect negativ al lumii în care trăiește. Da, dar există multe, multe rupturi. O ruptură evidentă, i-aș spune chiar tragică, este ruptura între literatură și școală. Ca să ne întoarcem de unde am început această discuție. Sunt foarte mulți scriitori buni, foarte buni, care nu sunt cunoscuți de elevi, de profesori. Sunt destule cărți care apar în tiraje, să le spunem, rezonabile, dar care nu sunt citite. Și e o mare problemă a publicului pentru noua literatură română, să-i spunem așa. Exact ce spuneam. Dacă societatea undeva stagnează, literatura se mișcă. Există un anume conservatorism în școală, exact cum bine ați observat. Dar există un conservatorism și la nivel de programă școlară. Dacă lucrurile nu evoluează acolo sus, cineva, oameni deschiși la minte, care să, într-adevăr, sunt nume sonore ale peisajului contemporan, și cărți ecranizate, foarte, de exemplu, anul trecut, cred, dacă nu mă înșel, Dan Lungu, Sunt o babă comunistă. O carte savuroasă, care nu cred că ar deranja și ar prinde elevul. Le-am recomandat și film. Zbatem, cât suntem, o mână de oameni. Oamenii și chiar profesorii sunt ușor conservatori, au rămas undeva într-o anume stagnare. Unii probabil că nu mai vor să evolueze, unii se simt confortabil acolo unde sunt și atunci probabil de aici și reacția pe care o avem, absolut firească, a tinerilor. Avem tendința de a arunca asupra lor o vină, dar în primul rând ne aparține nouă vina. Aici nu mai putem să schimbăm nimic. Deci sunt oameni tineri, deschiși, care sigur au opțiunea aceasta de a veni. Acum toate evenimentele sunt foarte popularizate. Numai dacă nu ai nici urechi, nici ochi, nu le vezi și nu le auzi. Sau o lipsă de voință. Eu aș merge pe cea de-a ultima variantă, o lipsă de interes sau un dezinteres la nivelul acesta, ceea ce nu pot să spun că mă bucură. Dar oamenii nu se pot schimba, trebuie să-i luăm așa cum sunt. În momentul în care se vor deschide inimile oamenilor, vor vedea și altceva decât un anume pragmatism, pentru că trăim într-o societate pragmatică, din punctul meu de vedere exclusiv, nu se mai fac lucruri dintr-o anume vocație, dintr-o anume chemare interioară, ci pur și simplu. După ce vom depăși această etapă, probabil lucrurile se vor îndrepta. Noi putem să povestim, însă mentalitatea va rămâne acolo undeva și nu poți să faci cultură cu forța, cum v-am spus, nu poți să dai o vină întreagă pe o generație,
de copii, în primul rând, noi suntem și ne facem responsabili de lipsa lor de interes. Pentru că văd o lipsă de interes din moment ce nume sonore abia strâng câteva nume într-o sală de conferință, atunci zic că nu e tocmai bine ce se întâmplă. Dar hai să privim de cealaltă parte, oare câți adulți, sigur, nu sunt tineri în sală, dar câți adulți vedem acolo chiar interesați? Sau să nu vină dintr-un anume interes acolo? Radio Transilvania Zalău, emisiunea Transilvania Culturală, astăzi cu criticul literar și profesorul Emil Dachința, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan și revista Caiete Silvane. Ce mai citesc tinerii de astăzi, dacă vă spun acest lucru și dacă chiar mai citesc? Citesc, citesc ce le oferim noi să citească. Ar trebui să existe câte un moment de lectură, cel puțin la orele de limba și literatura română, altceva decât ceea ce există în programă. Vedeți, ce e obligatoriu întotdeauna a disconfortat. Dacă vă spun că e obligatoriu să faceți un lucru, vă deranjează acest aspect. Ei, așa îi deranjează și pe elevi, dacă le spui e obligatoriu să citești și am spus să stai cu sabia lui Damocles, nu citești, ești amenințat, fie cu o notă slabă, fie într-o manieră sau alta. Lectura nu trebuie să fie așa, ad abrupto, trebuie să fie din o lectură de plăcere. Lectura trebuie simțită, dar trebuie cultivată în același timp. Alminteri, dacă în mediul familial din care ei provin n-au văzut părinții cu o carte în mână niciodată, dacă școala, în afară de a le impune, nu le stârnește interesul, curiozitatea într-o altă manieră, atunci e firesc ceea ce observăm azi. Știu ce citesc elevii cărora eu le predau. Mai am sau îmi fac timp, cel puțin la clasele a noua, să duc alte cărți decât cele din programa școlar, acolo ne permite mai mult timpul, și le prezint și câte un scriitor contemporan. O carte care mie mi-a, sau o poezie, nu știu, un paragraf dintr-un roman care mie mi-a plăcut foarte mult, îl prezint în 5-10 minute de lectură, altceva, discutăm pe acea poezie sau acel paragraf pe care eu l-am selectat și încerc în maniera aceasta să le stârnesc curiozitatea. Să știți că nu de puține ori am avut surpriza să-mi ceară cartea, să-l iau împrumut, să poată să o citească. Cărți probabil sigur care nu, poate nu sunt în bibliotecă, multe dintre cărțile pe care le am ale scriitorilor contemporani vă datorez acest lucru, le iau de la Centru de Cultură, scriu despre ele, le mai returnez, unele nu vi le-am mai returnat pentru că n-am avut răgazul, dar dacă veți avea nevoie o voi face, le mai duc elevilor, le aud și ei, le citesc și ei, deci citesc ceea ce noi le oferim să citească, să știți. Și percep, sigur, mai dificil poezia contemporană. Spre exemplu, ultimul, mă rog, cel mai recent eveniment, Ruxandra Cesereanu. Au venit elevi în număr mare, cărora eu le predau, mă rog, i-am motivat puțin să vină. Nu se mai întâmplă lucrurile nemotivat, exact cum am spus. Sunt o generație pragmatică, cum suntem și noi o societate. Dar le-a plăcut foarte mult povestea despre comunism, n-au înțeles mai nimic din poezie. Elevii de clasa noua, cel puțin, i-a depășit cu totul poezia. Sigur, i-a depășit pentru că, odată, nu aveau cultura necesară să o poată digera, dar nici cultura muzicală, pentru că de numele vehiculate acolo de doamna Cesereanu, ei nu auziseră niciodată, pentru că ascultă un alt gen de muzică. Sigur, numai muzica anilor 80-70 nu mai e pe placul lor, sau probabil nici am avut oportunitatea de a o asculta. Și atunci, sigur că n-au înțeles foarte mult din poezie. Foarte greu acceptă poezia fără rimă. Ei obișnuiți fiind, ce vă spuneam, în manualele de gimnaziu, fiind obișnuiți numai cu poezie clasică, percep foarte greu o poezie modernă și nu înțeleg cum e poezia modernă fără rimă și să n-aibă, e pur și simplu acest aspect narrativ pe care îl creează ușor versul contemporan. Ei, lucrurile acestea trebuie cultivate și
insistând, motivându-i într-o manieră sau alta, nu amenințându-i, clar, ci motivându-i, își vor cultiva și acest gust, dar trebuie să avem răbdare. Să avem răbdare și cu ceea ce ne-ar putea schimba ca membri ai societății. Astăzi se discută, de fapt, despre o imensă criză morală. Imensă criză morală, dublată de alte crize. Suntem oricum supraviețuitorii unor alte crize. Cum vedeți dumneavoastră această problemă a rezolvării, să zicem, unor probleme morale? A supraviețuirii. Că, practic, supraviețuim acum într-o societate. A scris și despre literatura totalitarismului. Aveți un anume background, să spun, pe această temă. De la literatura totalitarismului, de la totalitarism într-o altă societate, mai deschisă, liberă, aparent. O societate de tranziție. E o criză. Secolul în care trăim e un secol al crizei, așa cum ați spus, din punct de vedere moral, și nu e șocant acest lucru, dat fiind faptul că am trecut prin anume realități. Eu cred că toate lucrurile se leagă și au o anume continuitate. Așa cum spuneam, am trăit un secol zbuciumat, secolul 20, din punct de vedere istoric și al contextului politic, social-politic. E firesc să fi acumulat foarte, foarte multă frustrare, cred, pentru că acesta e cuvântul, într-o perioadă în care, într-un secol al marilor lipsuri, pentru că am avut lipsuri în toate domeniile, intelectual, social, politic, și o foame de tot a fost atunci, și o foame realmente, o penurie alimentară, dar și o penurie politică și deopotrivă culturală. Ei, aceste aspecte nu fac decât să determine individul. Sigur, există două categorii, sau cel puțin în perioada totalitară, cumva societatea a fost împărțită în două. Oamenii de o anume probitate morală, care au supraviețuit datorită formației lor și intelectului pe care îl aveau, și au supraviețuit mulți prin cultură, și cealaltă categorie, care, sigur, masa, s-a alimentat din răutatea din jurul lor. Știm, oamenii, faptul că a fost perioada aceea în care nu te puteai exprima liber, în care nu puteai să-ți pui neliniștile, pentru că și cel mai aproape camarad, prieten, putea să-ți devină un dușman, n-a făcut decât să alimenteze individualismul și egoismul. Ei, acestea, după momentul eliberării, așa zise eliberări, cât a fost, cât nu eliberare, e discutabil, probabil o pseudo-eliberare, omul, e firesc, având, sigur, fiind o ființă socială, dar până la urmă adaptată, mai puțin adaptată, a răbufnit. Și acum, după momentul 90, au ieșit la iveală, s-au extirpat, dacă vreți, toate nevoile individului. Și au rămas cei, într-adevăr, moral cultivați pe interior, care și-au cultivat o anume stare în timp și o anume libertate, și ceilalți care au văzut o oportunitate de a-și exterioriza absolut toate frustrările pe care le-au acumulat. Acum noi nu vedem decât sunt practic un soi de consecințe a ceea ce am trăit, și acum societatea e într-un soi de tranziție de asemenea. Tranziție din toate punctele de vedere. Cum se va rezolva această criză? Tot în timp va trebui să ne cultivăm un anume spirit și să, nu știu, e foarte greu să schimbi o societate dintr-o dată. Lucrurile acestea, răul s-a făcut în mult timp și atunci în foarte mult timp, în tot atât de mult timp, va trebui să-l diminuăm. Ca să ajungem acolo unde noi ne dorim, nu e tocmai ușor. Alții au construit secole de-a rândul. Noi am distrus secole de-a rândul și am fost distruși secole de-a rândul, pentru că noi în permanență am fost o țară de tranziție,
contextul social și politic nu ne-a lăsat să ne dezvoltăm. Dar, din păcate, am mai acumulat și această latură negativă a răutății, a lipsei de moralitate și acum, din moment ce societatea observă că se poate supraviețui într-o asemenea manieră, de ce nu? Vedem că acum, încet, încet, răul începe să se, să iasă la iveală, într-o oarecare măsură, și vedem că lucrurile nu erau chiar așa precum le vedeam noi înainte. Aproape de finalul emisiunii noastre, dacă dumneavoastră doriți să subliniați ceva, să adăugați ceva, vă rog. Ceea ce mi-ar plăcea mie să se întâmple, să fim mai toleranți unii cu alții, probabil, să fim mai îngăduitori, să ne îndreptăm, așa cum ați spus dumneavoastră, spre o altă dimensiune, să descoperim alte valori în jurul nostru și nu cele care nu neapărat ne vor onora de-a lungul timpului, să fim modele noi înșine pentru copiii noștri și pentru societatea în care trăim, pentru că toate acestea, tot răul pe care îl facem, nu va fi decât un impact pentru generațiile ulterioare. Să fim ispitiți de lectură și mai puțin de lucrurile profane, efemere din jurul nostru. Pentru că lectura este cea care ne, și cultura în general, este cea care ne va valida în timp și ne va da un anume confort interior. Vă mulțumesc pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Cultural aici la Radio Transilvania Zadău. Vă reamintesc că ați ascultat-o astăzi pe criticul literar și profesorul Imelda Chința, redactor asociat la revista Caiete Silvane, care mâine va primi vârsta de 40 de ani. Din nou, la mulți ani, iar dumneavoastră mulțumiri pentru atenție. La revedere!